Jurnalele RTT. Știri la fix. Cum ar fi dacă v-ați putea alege bradul de Crăciun direct din pepinieră? Ei bine, la Brașov este posibil. Cei care vor să aducă în casă un brad la înălțimea dorită și cu o corană deasă și frumos aranjată și-l pot alege din miile de conifere din pepinierele Brașovului. În acest an, Regia Pădurilor Kronstadt pune la dispoziție 150 de astfel de puieți. Din 15 decembrie se vor găsi brazi și în piețele agroalimentare din oraș. În această pepinieră, aparținând Regiei Publice a Pădurilor Kronstadt, sunt plantați peste 3.000 de puieți. De 2 ani de aici se pot cumpăra pom de Crăciun. Pentru ca bradul să fie înalt și cu coronamentul cât mai frumos, trebuie să îndeplinească mai multe condiții greu de satisfăcut în pădure. Să aibă spațiu. Un puiet care are spațiu în jurul lui și are soare, lumină, se va dezvolta mult mai frumos. Pe când cei care sunt puși unul lângă altul, în care practic ei se luptă pentru lumină, pentru spațiu și solul. Contează iar foarte mult. Cât ai solul mai bun, mai fertil, cu atât ei se dezvoltă mult mai bine. Aceștia sunt picea punges. Ca și vârstă este aceeași. Creșterea diferă în funcție de fiecare arbore în parte. Cei semnați, după cum vedeți, urmează a fi extrași. Ca și înălțim, diferă. Cât timp le ia ca să crească la mărimea aceasta? 10 ani, în jur de 10 ani. Ca să crească la înălțimea asta, unii sunt mai înalți, diferă. Cei care vor să-și aleagă singuri bradul trebuie mai întâi să-l achite la sediul regiei de pe strada Panselelor. Sunt îndrumați apoi către pepiniere, unde trebuie să prezinte bonul fiscal pentru a putea pleca acasă cu bradul dorit. În total, practic 700 de brazi, 150 vor fi direct aleși de către oameni de aici, primul venit, primul servit pe acest principiu. Ideea este să se vină totuși în apropierea Crăciunului, pentru că fiind molid argintiu, acele pot cădea mai repede decât la brad și este păcat. În rest ar avea miros deosebit în casă. Mai tem de pe culoare de înaltă tensiune, cu care vom ieși direct în piață. Brașovenii vor putea de asemenea să-și achiziționeze un brad și din piețele din oraș. Pomii de Crăciun vor fi scoși la vânzare în locurile special amenajate din 15 decembrie. Elevii de la școala gimnazială 30 din Tractorul au fost micii moși Crăciun pentru copiii sărmani. Au strâns haine, dulciuri și jucării pentru cei care nu se bucură de condiții materiale la fel de bune, la care cadourile au ajuns prin intermediul asociației Aici pentru Tine. Asociația a lansat apelul către școala brașoveană, iar elevii au răspuns peste așteptări. Sute de cutii cu cadouri au ajuns la sediul asociației, unde au fost sortate și trimise către cei care au mare nevoie de ele. Sunt copleșită de-a dreptul câte au putut să strângă. Au niște mesaje emoționante, sunt făcute chiar de ei și scriu tot felul de mesaje emoționante pentru acești copii defavorizați la care vor ajunge. Cred că sunt câteva sute. Nici noi nu ne-am imaginat că vor strânge atât de mult în 2 luni de zile. Au fost foarte bucuroși, încântați de a dărui. Suntem conștienți de faptul că nu le putem schimba povestea, dar le putem aduce un zâmbet pe chip cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. La marginea Brașovului, în cartierul Bartolomeu, o familie cu 6 copii se numără printre cele care s-au bucurat de cadourile strânse de elevi. Suntem bucuroși pentru că nu ne permitem să cumpărăm, deci suntem foarte fericiți, cel puțin copiii. Sunt mândri, se bucură foarte mult. Reprezentanții asociației spun că anul acesta au fost strânse de 3 ori mai multe cadouri decât anul trecut. În plus, în preajma Crăciunului, la sediul asociației vor sosi tone de alimente. Acestea vor lua același drum ca și jucăriile și îmbrăcămintea, nu doar în municipiu, ci și în întreg județul Brașov. Tribunalul Brașov a emis astăzi 3 mandate de arestare preventivă pe numele a 3 bărbați sub acuzația de trafic de droguri de risc. Cei 3 au fost conduși în fața judecătorilor în urma unor acțiuni ale procurorilor DIICOT Brașov, care au descins în 10 locuințe, cele mai multe situate în cartierul Tractorul. În locuințele suspecților s-au găsit 10 grame de stupefiante pregătite pentru vânzare sau cantități mici de cannabis în vederea consumului. În locuința capului grupării, procurorii DIICOT Brașov au găsit, cu ajutorul unui câine specializat în detectarea drogurilor, pliculețe cu cannabis ascunse într-o scobitură făcută sub ultima treaptă a scării care permitea accesul în subsolul clădirii. Până să fie prinși, inculpații acuzați de trafic de droguri de risc le-au vândut cannabis unor tineri cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani. Și cei 3 inculpați, în cazul cărora magistrații au decis
arestarea preventivă și alte trei persoane asupra cărora s-a instituit măsura controlului judiciar au formulat contestații care vor fi judecate de Curtea de Apel Brașov. Brașovul a devenit oficial oraș din poveste. Puzdăria de luminițe și modul în care a fost gătit centrul istoric pentru sărbătoare i-a încântat pe miile de brașoveni prezența seara în Piața Sfatului. Aprinderea iluminatului festiv de sărbători a fost precedată de o proiecție video pe clădirea Casei Sfatului. După acest moment, primarul Brașovului și câțiva copii au ținut numărătoarea inversă pentru aprinderea luminițelor de sărbătoare. 4, 3, 2, 1! Haideți să vedem! Oh! It's working! It's working! Acesta este bradul oferit din partea municipalității pentru toți cei care sunteți prezenți aici. Brașov, în data de 6 decembrie, încep sărbătorile de iarnă. Și ca de fiecare dată am pregătit un brad frumos, natural, falnic, împodobit așa cum se cuvine și cu ceea ce este aici în jur pentru cei care sunt prezenți aici în Piața Sfatului. Bradul din Piața Sfatului măsoară 28 de metri înălțime, din care 25 deasupra solului. Este împodobit cu peste 33.000 de beculețe și flash-uri, 98 de modele luminoase și 800 de metri de beteală. La acestea se adaugă modelele luminoase de pe stâlpii de iluminat din Piața Sfatului și cele de pe Muzeul Județean de Istorie. În acest an, tema ornamentelor este turta dulce. Tavanele luminoase au fost montate pe mai multe străzi pietonale din centrul istoric. Și străzile din zona centrală sunt împodobite de sărbătoare cu 120 de modele luminoase. Mai ales copiii au fost foarte încântați de felul în care arată centrul orașului. E foarte frumos! A fost anul trecut, a fost medie, dar acum e mai fain! Da, ce globurile! Foarte frumos, ne bucurăm să fim aici în seara aceasta alături de mulți oameni! Excelent, se vede, se simte! Vă place? Am venit special de la Puceasa la prietenele mele ca să nu scapă așa o ocazie. E orașul sufletului meu. Întotdeauna este foarte frumoasă. Toată lumea e bucuroasă, măcar acum uităm de probleme. Tot de Sfântul Nicolae s-a deschis și târgul de Crăciun din Piața Sfatului, iar în piațeta Sfântul Ioan, copiii se bucură gratis de patinoarul special amenajat aici. Momentul aprinderii iluminatului festiv de sărbători a fost completat de un concert al formației Proconsul. După ei, pe scenă a urcat legendara trupă britanică Smokey, cea care i-a făcut pe brașoveni să fredoneze refrenele binecunoscute. Reforma fiscală a guvernului compromite investițiile brașovene. Proiectul legii bugetului de stat pe 2018 aduce Consiliului Județean un prejudiciu de 65 de milioane de lei. Dacă în 2017 repartizarea bugetară pentru județul Brașov a fost de aproape 171 de milioane de lei, propunerea pentru anul viitor este de doar 106 milioane. Scăderea drastică va periclita toate investițiile derulate de administrația județeană. Nici primăriile nu vor sta prea bine. Toate vor avea venituri diminuate, iar unele riscă să nu-și mai poată achita nici măcar salariile. Liberalii acuză modul în care guvernanții au construit bugetul pe anul viitor. Administrațiile locale și județene vor fi nevoite să taie din cheltuielile de funcționare și mai ales din investițiile planificate. Județul Brașov este defavorizat față de anul 2017 cu 65 de milioane de lei, bani foarte mulți, aproape 15 milioane de euro, bani care vor face ca o mare parte din proiectele de investiții pe care noi ni le-am propus, fie proiecte în care noi ne-am angajat cu cofinanțare, vorbim de proiectele pe programul operațional regional, vorbim de aeroport, căile de rulare, vorbim de proiectele din sănătate pe care de asemenea ni le-am asumat, vor avea foarte mult de suferit.
Liberalii acuză guvernul că centralizează banii pentru a-i reloca apoi pe criterii politice. Pentru a constata cât de gravă este situația în județ, conducerea Consiliului Județean a cerut primarilor să comunice proiectele mari pe care le au în derulare și pe care nu le mai pot susține fără finanțare. Acestea vor fi transmise apoi către toți parlamentarii brașoveni în speranța modificării proiectului de buget. Cum veniturile la bugetele locale sunt obținute în cea mai mare parte drept cotă din impozitul pe venitul încasat pe raza localității respective, nu este exclus ca multe primării să fie nevoite să majoreze taxele și impozitele locale. De mâine se va schia din nou în Poiana Brașov. Este anunțul edililor după ce condițiile meteo favorabile au permis producerea zăpezii artificiale pe pârtile din partea superioară a masivului Postăvaru. Stratul de zăpadă de pe pârtii măsoară, după amenajare, peste 40 de centimetri, cea mai mare parte fiind zăpadă artificială. De vineri se va putea schia pe partea superioară a pârtilor Lupului și Drumul Roșu, Canțăl și Doamnei. Vor funcționa instalațiile pe cablu dedicate sezonului de iarnă, telecondola și telescaunul Ruia, la care se adaugă și telecabina Canțăl. Din acest sezon vor funcționa la telegondolă și telecabina Capra Neagră și cele două aparate de retur skipasuri, de unde schiorii și snowboarderii își pot recupera garanția pentru aceste carduri. Din acest motiv, valoarea de garanție acestora va scădea de la 15 lei la 10 lei. PNL va vota în Parlament pentru transferul terenului necesar construirii noului Spital Clinic de Urgență Brașov. Deși anunțul a fost făcut de șeful partidului, Ludovic Orban, nu toți liberalii vor vota proiectul de lege dacă rămâne cu amendamentul introdus de social-democratul brașovean Florin Orțan. Deputata Mara Mareș crede că precizarea regional adăugată la textul proiectului va face ca autoritățile să depindă de finanțarea guvernamentală. Partidul Național Liberal nu va vota amendamentul inițiat de senatorul, de deputatul PSD, pentru că acest amendament care spune că spitalul va fi unul regional, cu toate că nu necesită spitalul să fie unul regional, nu există o explicație clară bazată pe argumente, lucrul acesta va duce ca spitalul să fie în totalitate în mâna guvernului și autoritățile locale și județene nu îl vor putea finanța. Proiectul privind transferul terenului necesar construirii spitalului a fost inițiat de Asociația Noului Spital al Brașovului, agreat de Primăria Brașov, Consiliul Județean și de parlamentarii de toate culorile. Dacă liberalii nu văd cu ochi buni introducerea acestui amendament, socialdemocrații consideră că prin adoptarea legii în această formulă, Brașovul va avea un avantaj atunci când se vor finanța cele 5 spitale regionale din România. Dacă va mai dura mult controversa, proiectul spitalului riscă să apuce același drum anevoios pe care l-a parcurs în Parlament proiectul aeroportului, pentru care liberalii și socialdemocrații brașoveni înaintaseră fiecare propria sa versiune. Lucrările de la pasajul Fartec au înghețat și nu din cauza frigului. Constructorul a ajuns la concluzia că nu poate duce mai departe proiectul din pricina complexității lucrărilor de remediere a degradărilor descoperite la grinzi, care nu fuseseră incluse în proiectul tehnic inițial. Din acest motiv, primăria va rezilia de comun acord contractul cu firma constructoare, căreia îi va plăti 2,2 milioane de lei, dar îi va reține garanția de bună execuție de 10% din valoarea lucrărilor executate. Consolidarea grinzilor șubrezite i-a constrâns pe edil să găsească un expert în poduri și pasaje care să stabilească stadiul de degradare și modul de refacere a acestora. Primăria a semnat contractul de expertiză care ar urma să fie definitivată până în luna februarie anului viitor, după care va relua procedura de selecție a unui nou constructor. Până acum s-au definitivat doar 40% din lucrări, la pilonii pasajului, la una dintre margini și decopertarea suprastructurii podului. Achiziție de marca echipei de hockey a Brașovului. Kiril Kniazev, născut în Rusia la Ijevsk în 1983, este atacant și joacă cu predilecție pe postul de aripă stângă. Are o experiență mare în Continental Hockey League, cea mai puternică ligă din Europa și Asia. A jucat peste 330 de meciuri aici la 7 echipe de top. Salavat Yulev, Bars Kazan, Dinamo Moscova, Spartak Moscova, Torpedo Novgorod, Iugra și Automobilist Ekaterinburg. Este un hockeyist puternic, o înălțime de 1,79 m și cântărește 90 de kilograme. Este foarte abil și tehnic, un top scorer. În sezonul precedent și în prima parte a actualului sezon a evoluat la echipa Iștal Ijevsk din Liga a doua rusă VHL.